Stăm de vorbă cu doamna Rafaela, Amedeia din Seletul. De când e obiceiul acesta aici? Ce să vă spun eu, Nedeia, e făcut în ziua de astăzi, duminică, dar normal, Nedeia se face în ziua de Sfântul Gheorghe, în 23, da. Sfântul Gheorghe și hramul bisericii, da, asta da, da. De la Sălătruc. Dar din cauza că a fost în postul Paștelui, s-a amânat cu o săptămână după Paști. Da, și da, 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 acum da. Se face hramul bisericii Sfântul Gheorghe. Totdeauna aici, la noi, la Sălătruc, s-a făcut Nedeie de hramul bisericii de Sfântul Gheorghe. Ce se obișnuiește să se servească la masă mesenilor? Păi la masă mâncarea tradițională a noastră, de aici, de la Sălătruc, dar mai ales din toată Valea Jiului. Când s-a făcut varză și carne de oaie normal și păsatul, tradiționalul păsat, care totdeauna e ceva specific al nostru, al Văii Jiului, cam atât, dacă în alte părți să știți că nu se face așa ceva. Am auzit multe gospodine pe acasă care mai vor să facă această rețetă de păsat și nu le iasă. Ce băgați dumneavoastră în această rețetă de iasă așa de bun păsatul mămurlănesc? Păi nu le iasă pentru că îi trebuie anume măcinat la o anume mărime. Da. Trebuie trecut printr-o sită specifică care numai morarii o știu. Se cerne. Da. Se cerne odată făina măruntă, se cerne voasca și după aceea se spală porumbul care rămâne, se spală în vreo 4-5 ape și se lasă de seara până dimineața la moi și atunci se pune la fiert. Și normal, cum e astăzi, se bagă unt și brânză de oaie. Când e de post, se bagă ulei și margarină. Deci ăsta e specificul. Dar se ferbe, să știți că se ferbe mult la un loc și din cauza asta iasă bun. Acasă să știți că nu-l nimerește nimeni pentru că nu știe cum să-l prepare. Și e specific ceaunului, mâncarea de ceaun. E da, bineînțeles. Dă gustul mai bun și cantitatea mai mare și toate... Și sunt oamenii, că la noi aici ați văzut bine că bărbații la toate pomenile, ei sunt bucătarii, nu chiar, sunt femeile. Chiar mătușă Rafaela, asta vreau să vă întreb. Iarăși un obicei al zonei este faptul că doar bărbații gătesc. De când acest obicei? De când știu, eu am aproape 60 de ani acum. Mulți înainte. Mulțumesc. De când mă știu eu, la pomeni, totdeauna bărbații sunt bucătari. Ei, în afară de că toacă varza femeile, dar restul, carnea și păsatul, spală ei, bărbații nu spală bărbații femeile, spală... să știți. Ei lucrează, ei sunt gospodare și numai când se servește masa, atunci primesc ajutorul femeilor care spală vasele. Dar restul ei toacă ceapa, ei știu cantitatea, ei știu tot. Sunt anumiți oameni care, nu toți să știți că fac mâncare la pomeni, unu, doi din fiecare sat, care sunt specialiști din când se nasc până îmbătrânesc. Da, e și un anume orgoliu al bărbaților, că ei vor ei să demonstreze că sunt mai buni bucătari sau care ar fi... Nu. Asta e tradiția la noi. Asta deci e tradiția. În zona asta a noastră, în zona Văii Jiului. Da. De la Câmpul Neac până la Cimpa, eu așa știu că bărbații fac mâncarea la pomeni. Deci... În alte părți nu știu cum e, dar aici la noi cam așa ceva e. Și, bun, sunt foarte mulți oameni așezați deja la mese. Da. Ei sunt invitați sau cum se nimerește? Nu, la pomenile astea care se fac la Paști, în jurul bisericilor, că pomenile în jurul bisericilor da, se fac. Da. La hramuri, că și sus la Sfânta Varvara a fost hramul Sfintei Varvara, atunci, marți, când s-a făcut în a treia zi de Paști. Oamenii vin, toți oamenii sunt primiți la mese care vin. Nu contează că-s de la oraș, că-s de la sate, oricine, indiferent cine este, este bine primit. Este bine primit și ospătat cu produsele tradiționale mămurlănești. Da. Asta e un obicei foarte frumos, doamna Rafaela. Sper să se perpetueze cât mai mult timp și vă doresc... Să organizați cât mai multe nedeie. Da, o să începem să organizăm. Noi ne ocupăm de un ansamblu. Avem o doamnă coordonator care coordonează copiii. Avem un domn instructor care se ocupă de coreografia lor și sperăm să începem să ducem tradiția mai departe. Mulțumesc tare mult, doamna Rafaela, și multă sănătate vă doresc. Mulțumesc sănătate și o zi bună. Mulțumesc.